Salutare, bine ați revenit pe Viața cu Verdini. Alături de Ștefan, l-am bine invitat pentru că vreau să-l învăț o magie. La fel cum o să facem și pentru voi, o să vă învățăm o magie. Am adus două cărți întâmplătoare, am luat un 9 și un 6. 9 și 6 intră undeva în locații diferite în pachet, da? Se văd, au fost pierdute în pachet. Trebuie doar să pocnezi din degete, sare pachetul în mâna cealaltă și am reușit să le scot instantaneu de acolo, din mijlocul pachetului. Cum ai făcut? Îți explic imediat. Bine ați revenit pe Viața cu Verdini. Duminica înveți magie cu Verdini. Mă bucur foarte tare să vă am alături din nou alături de noi, pentru că, cu toate că nu sunteți încă mulți, noi oferim informație valoroasă pe acest canal și eu îmi doresc foarte mult să devină din ce în ce mai mulți magicieni aici în București. Tehnica asta, principiul ăsta este util și în alte situații. Este principiul cărților în oglindă. Ai un 6 și un 9 care seamănă foarte mult cu celelalte două cărți, 6 și 9, 9 de treflă și 6 de inimă neagră, da? Și atunci nu menționez, doar le arăt, nu subliniez care cum, arăt doar că am ales un 9 și un 6, se vede că-s negre, nu vei ține minte care era de treflă, care era de negru. Celelalte două sunt pregătite în felul următor, una deasupra, una de desubt, iar astea intră în pachet în locații diferite, da? Le pun așa ca să fie specific, să fie evident pentru toată lumea că sunt în locații diferite, pierd cărțile în pachet și de aici încolo sunt pregătit. Trebuie doar să apuc pachetul așa și dacă las pachetul să cadă, cărțile care au contact cu degetele mele vor rămâne lipite de degete. Sigur, când îi dau cu tupeu, toate prind viteză și celelalte rămân lipite de mână. Arată așa, hop, și am reușit. E un număr simplu, dar foarte, foarte impresionant și un număr pe care îl puteți învăța instantaneu. Trebuie doar să-l țineți minte și să-l exersați de câteva ori. Asta e tot. El poate fi complicat puțin, dacă vreți. Din câte mi-aduc eu aminte, poți ruga pe cineva să aleagă o carte, alege o carte, că poți adăuga și o selecție. Va fi un număr cu 3 cărți de data asta. Să zicem că eu n-am văzut cartea, te rog, da? Te uiți la ea, o arăți camerei. Da. Ai arătat-o? Da. Bun. Vom folosi o tehnică pe care am explicat-o într-un filmuleț anterior aici pe Duminica Înveți Viață, Duminica Înveți Magie cu Verdini. Te rog, pune cartea aici. Ce fac? Am pus restul cărților peste, practic am pierdut, tai pachetul, am pierdut cartea, nimeni nu mai știe unde este, corect? Corect. Bun. Având în vedere că eu nu știu ce carte este, chiar dacă m-aș uita în pachet, mi-ar fi foarte greu să găsesc. Vreau să vă și explic în momentul ăsta ce fac. În timp ce mă uit în pachet, îmi aleg două cărți, și anume 9 de treflă și 6 de inimă neagră, pentru că pe astea le-am găsit una lângă cealaltă. Vă explic imediat și de ce le-am găsit una lângă cealaltă și fac așa. Caut din nou celălalt 9 și celălalt 6. Deci după ce mi-am poziționat cărțile de față cu spectatorul, el nu știe ce fac, pur și simplu pare că eu sunt confuz, pare că el dobândește controlul și că eu devin confuz, ceea ce pentru el e interesant și amuzant și îl face să se simtă bine. Bun, trebuie să găsesc și cartea lui, pe care eu de fapt am adus-o prima, pentru că voi ați văzut într-un filmuleț anterior că atunci când am tăiat cartea, am adus-o prima. Dacă nu știți exact cum am făcut-o, verificați filmulețele din trecut, da? Deci doiul de treflă a ajuns prima carte mai întâi, apoi am luat 6 și 9, am pus una deasupra, una de desubt. Practic una este peste doiul de treflă și una este sub, da? Sunt pregătit aici cu 6 și 9. Am făcut o singură greșeală care poate fi remediată foarte simplu.
Eu am două cărți care mă interesează deasupra și deasupra ar trebui să am de fapt una, deci iau una și o pun de dedesubt și celelalte două sunt dedesubt, da? Și acum, când vreau să fac să sară pachetul și să rămân cu cele trei cărți, împing o carte de dedesubt, o împing așa, da? Un pic. Poate că am exagerat acum, dar să zicem că mai puțin, da? Astfel încât eu să pot veni cu mâna pe dedesubt să am priză și pe cartea 2. Vezi? Okay, aici când le arunci, când arunc, 3. Îmi rămân 3, exact. Da? Asta se întâmplă. Am făcut cu ezitare și n-am dat cu viteză. Mi-au rămas mai multe cărți, pentru că așa e când explici. Deci, astea două au rămas suplimentar pentru că n-am apăsat suficient de tare. Deci, mi-am împins cartea, am prins pachetul, da? Am aici grip, aderență pe ambele cărți, și pe asta și pe asta. Hop, am dat și de data asta mi-au rămas așa cum trebuiau de la început, 3 cărți, și anume 6 și 9, pe care le-am pierdut în pachet, da? Pentru că nu uitați, avem și asta de făcut. Selecția lui și celelalte două cărți. Înțelegi? Foarte interesant. E foarte interesant, nu? Chestia de dexteritate, trebuie să te antrenezi. Da, e mult spus dexteritate. E foarte mult spus, e atât de simplă încât nu pot să zic. Trebuie doar să ai curaj să dai tare, pentru că ai văzut. Când n-am dat tare, mi-au rămas mai multe cărți. Da, n-a fost suficient de multă forță. Bun, ăsta este trucul cu sandwich-ul. Hai să-l facem încă o dată de la început ca să fie clar pentru toată lumea. Cu tot cu selecție. Ca să fim siguri că am complicat lucrurile, da? Uite, avem 9. Unde e celălalt 6? Ia să vedem, uite, aici 6 de treflă. Deci le-am pregătit pe astea 4. Avem cărțile în oglindă pregătite, da? Am una deasupra, una de desubt. Pe celelalte două pe celelalte două, de fapt, le pierdem în pachet, da? Și hai să facem cu selecție. Alege orice carte vrei tu. Ok. Sper să nu fie fix aia care ne interesează, da? Ridic o parte dintre cărți, pun-o acolo, te rog frumos. Am pus restul cărților, te țin un pic de vorbă, nu mai dau atenție pachetului. Tai pachetul. Îți zic că am tăiat pachetul, am pierdut cartea în pachet. În momentul ăsta ce s-a întâmplat? Cartea de deasupra cu cartea de dedesubt s-au unit undeva în pachet. Iar cartea ta a ajuns deasupra. Deci asta este cartea pe care a ales-o tu. Asta este un truc în sine. Ok? Noi îl combinăm și cu celălalt, cu 6 și 9, pentru că întoarcem pachetul. O să ne întâlnim cu un 6. O să ne întâlnim cu 6 și 9, pe care le pregătim, cum am zis, una de dedesubt, nu? Da. De fapt, ambele de dedesubt. Da. Ambele de dedesubt. Ok, ambele de dedesubt. Pentru că deasupra avem deja selecția ta. Și căutăm în continuare nouăle. Și în momentul ăsta spunem că folosim aceste două cărți ca să-ți găsim ție cartea pe care ai ales-o. Okay. Ok? Cum facem? Le pierdem în pachet, în locații diferite. Da? Împing un pic cartea de dedesubt, vin cu mâna prin pachetul, i-am dat tare, am rămas exact cu trei cărți, pot să le și amestec ca să le întorc așa și selecția mi-aș fi dorit să fie aici, la mijloc. Cred că era deja, dar eu am încurcat. Deci, avem și selecția și cele două cărți care m-au ajutat să... Să faci trucul mai interesant. Exact. Să găsești cartele. Exact. Asta este trucul de astăzi. Ne revedem în fiecare zi cu vlogul zilnic, cu shorts-uri și duminica înveți magie cu Verdini. Pe data viitoare, v-am super pupat, mulțumim!